Capitanul James Craycraft, care a asigurat comanda americană la baza de veselu timp de un an și a luat rămas bun de la colegii săi cu ochii în lacrimi, a spus că se simte onorat că a lucrat la baza de veselu alături de adevărați profesioniști. A primit și o medalie pentru munca depusă aici din partea armatei americane. Pe parcursul ultimului an, amândouă comandamentele au contribuit la misiunea de abordare a fazei adaptive europene. În timp ce m-am aflat la comandă, am văzut profesioniști extraordinari ai facilității navale de veselu, efectuând nivele nemai întâlnite de servicii de susținere operațională. La comanda bazei se va afla de astăzi capitanul John C. Grant. Acesta și-a început cariera în 1983 și a participat la numeroase misiuni pe teritoriul american sau în Asia. Sunt extrem de onorat să mă aflu astăzi aici și să fiu în prezența atâtor lideri ale căror acțiuni din trecut până în prezent au întărit alianța noastră și au îmbunătățit posibilitățile noastre defensive întrunite. Dat fiind mediul complex și provocator din punct de vedere al securității cu care avem de a face astăzi, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă în promovarea păcii, cooperării și pentru asigurarea strategică de succes a stabilității în regiune. La ceremonie au participat cadre de comandă atât din armata americană cât și din cea română. Nu am suficiente cuvinte de laudă pentru ce ați făcut aici la de veselu. Ați depășit niște provocări imense ce ne vor permite să continuăm eficient și vom apela la dumneavoastră pentru îndrumare și înțelepciune pe măsură ce proiectul avansează. Este un adevărat privilegiu să fiu prezent la cea de-a doua schimbare de comandă a facilității navale de la de veselu. Activarea scutului antirachetă este o piatră de temelie în ceea ce privește apărarea la nivel european și euroatlantic. Baza militară de la de veselu a devenit operațională în luna mai a acestui an, iar investiția se ridică la aproximativ 800 de milioane de dolari. Sistemul antirachetă este unul defensiv și are rolul de a proteja aliații NATO față de rachetele balistice din zona Orientului Mijlociu.